Pătrunjă, măra, le-am zis, stăte în afară ce aici trebuie. Busuioc. Această emisiune este sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Lati, alege gustul adevărat. Salamer, gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod Chef de Bine ați venit la un nou episod Chef de Gătit, alături de șef Alexandru Comerzan și echipa noastră frumoasă, bineînțeles. Astăzi n-am eu chef așa mult să stau la foc, știi? Adică ceva așa mai easy, mai simpluț, mai ușurel, mai... știți ce zic? Da? Azi sunt lenos, dar azi beau o cafeluță de la Zepter, că am înțeles că cafeaua lor e tare bună. Eu azi beau un decafeinat. Așa ca boierii, știi? Cam se poate apuca de lucru. Astăzi, puișor la cuptoraș. Aprindem cuptorul la 210 grade. Aici avem deci așa puișori frumușei, mititei, drăgălași și fără ca să ne chinuim mult, partea asta de la aripioare eu o arunc, mie nu-mi place, arată urât părerea mea. Uite așa, este. Partea de la piept, nu partea de la spate, dar partea de la piept. Frumos, așa o tăiem. Părțile astea de grăsime, un pic mai multe, tot am să le tai. Știu că mulți dintre voi mănâncă partea asta de sus a spatelui, dar eu am să o tai, mie nu-mi place să o văd. Doi, exact la fel, este. Adică azi mergem așa pe leneveală, cum s-ar spune. Știi, v-ați trezit dimineața, ați băut o cafeluță, pe la 10, duminică, ceva de genul, mai știu și acolo. Păi nu ne-a gătit tare mult, i-am des asta ia, să fac ceva, ușurel, lejer, dar parcă n-aș mânca niciun fast food, vreau ceva sănătos, dar totodată și gustos. Înțelegeți, zic eu? Așa, este. Puișorul este pe loc. Frumos, clătim o leacă. Așa, este. Îl întoarcem pe partea asta și cu toată greutatea îl chisăm o leacă. De ce? Ca să aibă plus, minus, același nivel tot. Să aibă o cuptură mult mai uniformă. Așa, așa, așa. De dorit pulpile, să le rupem încheiturile ca scoacă mult mai bine. Că des ori puiul, da, nici să-l coși prea mult, că devine uscat, da? Așa, este. Perfect. Acum, cu ajutorul la un blender și un pahar și în felul următor. Cimbrișor. Nu mult, uite așa. 5 crenguțe, suficient. Rozmarin și salvie. Salvia stă foarte bine cu puiul, da? Uite în felul următor. Voilà. Avem noi o chestie interesantă de la partenerii noștri de la Zepter. Este un chistol într-o coropcă. Mă duc să-l iau și vin să vă arăt eu și despre ce merge vorba. Înțelegi, da? Cine s-a uitat la primul sezon, știi ce e asta. Cine nu, acum își vară. Ierburi aromatice, am pus destule. Acum, usturoi. 2-3 căței de usturoi. 3 căței, cred că s-fie suficient. Așa, ulei de măsline. În jur de 100 de grame suficient. Până la capăt. Simplu. Următorul pas, sare, piper. Piper, un pic de sare. Așa, aici exact la fel, sare, piper. Este frumos. Un pic de ulei aromatizat cu ierburi aromatice. În felul următor. Voi dacă nu aveți acasă un vacuum, da? E destul să-l puneți la marinat măcar pe 10-15 minute. Uite în felul următor. Ok, îl punem aici așa. Sare, piper.
Și nu v-am spus ingredientul principal, care cred că mulți dintre voi o să rămâie surprinși de chestia asta. Uite așa, un pic de ierburi aromatice și un pic de lapte acru sau chifir. De ce? A să dai o parte acidă la carne de pui care să fie foarte interesante și totodată a să ne ajute ca să fie mai interesant la gust, de spunem așa. Nu mult, așa, puțin de tot. Desluăm o pierie și așa să punem frumos. Al doilea puișor, în felul următor, sare, piper, ierburi. Asta punem pe toate, cred că. Așa, frumos. Dacă l-am pus la vacuum, știți ce se întâmplă, nu? Extragem aerul din container. Practic facem un vacuum și asta la cine ajută? Prin osmoze se marinează mult mai rapid carnea. Facem de 3-4 ori dacă aveți un vacuum acasă. De 4-5 ori ați vacuumat și nu necesită să leși carnea la marinat pe 2-3 ori. Dacă nu ai așa ceva, o leși la marinat. Noi avem și profităm. Păi, băț! Ei, băț! A cucara, cea, da, 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 da. Acum, deschidem. Încă o dată. Înapoi. Este. Și hai cu a doua. A cucara, cea, și încă o dată. Trei ori, da? Și ultima dată. Deschidem. Voilà. Vrei să miroși? Luăm puișorul nostru frumușel, îl punem pe o foaie de pergament, uite în felul următor, așa frumos. 180-190 de grade în jur de o oră, așa că știi. Între timp, gătim garnitura și garnitura merge cu un puișor și poate fi mai bun de o salată din legume coapte. Ha? De acord? De acord. Legume. Ce fel de legume? Zucchini, vânătă, ardei capia, ardei roșu clasic bulgăresc și mai este acolo, broccoli, conopide, roșii, de ce nu? Ce aveți în frigider? Dovlecel în loc de zucchini, da, nu problemă. Avocado, spoate și avocado. Zucchini, în felul următor, hop, 2 este, uite în felul următor, uite așa, 1, 2, 1, 2. Am luat, 1, 2. Este. L-am pus. Jumate. Este. Așa. Este. Hop. 1, 2. Vânătă. Una întreagă facem. Ușor, da? Eu ce ardei frumos. Putem să punem și o leacă dintre ăsta, nu? Tot tu l-ai cumpărat. Aici dai frumos. Așa, aici dai frumos. Frumos. Brocoli. Haide să punem și niște brocoli. Al avem, de să-l punem, zic eu. Ok. Ok. Roșii punem? Punem și roșii. Una, două, să fie suficient. Mai mult ca. Roșia tăiem partea asta. Ce frumos. Jumate. Și let's go. Următorul pas. Trebuie să condimentăm legumele. Sare, piper, și ulei de măsline. În felul următor. Credeți-mă pe cuvânt, să încercați salata asta odată, mai gustoasă salată caldă nu există. Aprindem tigaia, focul la maxim, o pensetă dacă avem, dacă nu, cu o furculiță, ne descurcăm bine și cu o furculiță. Îți curățăm doi căței de usturoi, este și fel de salat fără ceapușoară. Înțelegi ce zic eu? Adică o ceapă trebuie la salată. Usturoiul,
să-l avem deja gata pentru salata noastră. Ok, tigaia bine încinsă, un pic de ulei și pitigaie în felul următor. Așa, nice. Și mergem cu vânăta. Vezi că ne-am gândit la o garnitură care să o facem ușor-ușor, cât puișorul nostru scoace frumos, frumos, înșețișor. Uite, uite el cum miroase acolo, mai cu preci, stai la dânsul. Și de frumușor. Asta, aici înapoi. Haideți să gătim între timp dressing-ul la salată. Pătrunjă, măra, le-am zis, stăt în afară ce aici trebuie. Busuioc, tăiat mărunt. Usturoi. Ceapă. Sare. Puțin piper. Ulei de măsline. Acestul să fie dressing-ul la sălățica noastră. Mestecăm așa puțin frumos. Vânăta e gata. O, și frumos. Hoba! Mai departe, încă un pic de ulei. Mergem cu celelalte legume. Fiecare legumă o prăjim în parte. Da, deoarece coc în timpuri complet diferite. Eu spun în felul următor. E duminică, da? Nu te grăbești absolut nicăieri. Cât mai gătești, cât mai una alta, da? Puișor, nu mai știu și acolo. Una... Aha. Ei, cum să nu deschizi o rară neagră? Vinificată în roze. Ei, păcat. Asta am să facem și avem de făcut altceva. Știi, puișorul e carne aceea în care ești indecis între roșu și alb, dar ai nevoie de un roșu lejer, cum poate fi chiar și o rară neagră vinificată în roșu. Și un alb corpulent ar putea merge, de exemplu, nu știu, acolo, un cupaj, poate un alb un pic mai baricat, știi, să aibă un pic mai multă structură. Ca să nu dai greș, mergem pe mijloc. O rară neagră în roze. Frumos, nu? Adică o să ai toate parfumurile unui vin roșu, dar cu careva arome un pic mai puternici decât un alb. Și eu zic că e perfect, nu? Zucchina nu-i ca vânăta. Dacă vânăta nu poți să o leși jumate coaptă, jumate crudă, trebuie să fie coaptă bine. Dar zucchina, în schimb, poate să fie un pic crocantă. Zucchina sau același bostănel. Atunci nu trebuie să o coașem bine, bine până la cap. Eu am să o lăsăm parte și un pic așa mai crunch. Broccoli și ardeiul gras ușor împreună. Și o frumusață aici. Ardeiul gata. Cu broccoli împreună în sălățică ne-au rămas roșiile. Jus un fe. Un pic de sare în sălățica noastră. După cum și-am spus, un pic mai mult ulei. Voilà. Și gătim, trebuie și să gustăm, nu? Bunici eu. Punem și un pic de pătrunjel în afară de busuioc, să-i dăm un gust așa mai autentic. Vreți să adăugați niște nuci? Adăugați nuci. Susan, bine venit și Susan. Doriți să o lăsați așa mai autentică? Lăsați-o așa. Ok, roșiile le scoatem frumos în patru. Stângem tigaia. Mestecăm salata. Puișorul gata. O trecut exact o oră. Nici mai mult, nici mai puțin. Uite-l. Uite-l cum arată. Ia uzi. Fantastic. Eu zic că să-l punem aici. Și legumele așa într-o parte și să-l facem așa. Hai. Sper că v-am făcut chef de gătit. Alături de voi a fost șef Alexandru Comerzan. Ne vedem weekendul viitor. Pentru mai multe rețete, accesați canalul meu de YouTube. V-am pupat și I'll be back. Această emisiune a fost sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Lati. Alege gustul adevărat.
Salamer, gust cu tradiție. Chateau Vartelli.